De multe ori libertarianii sunt întrebați de ceilalți, domnule, ce aveți cu statul, de ce e obsesia asta? Și cum am văzut și în articolul, în capitolul precedent, libertarianii cred în drepturile de proprietate ale indivizilor și cel mai mare agresor al acestor drepturi de proprietate este în continuare, din păcate, și sper să nu va mai fi, statul. Ce este statul? Cine sunt membrii care alcătuiesc această organizație din societate? Avem cei din conducere, președinte, rege, parlamentul, guvernul, dar se referă și, Rothbard menționează și la cei care fac parte din aparatul birocratic, dar și cei care sunt subvenționați sau profită cât de cât de pe urma statului. Ei sunt clasa conducătoare. Și cei care sunt conduși sunt restul, cei care plătesc și susțin această organizație parazitică, Asfaltangii fac parte din stat? da? Cine? Asfaltangii? Păi, de iure nu fac parte din stat, de facto, dacă Depinde unde ei... se duce paranălăt. Nu, dar pe distinția lui Rothbard, că Da. statul e chestia aia birocratică și politică, asta e prima parte, și partea a doua e partea subvenționată. Asfaltangii, grupurile de interese, sunt partea subvenționată. Deci sunt stat. În România, poate în alte țări unde, să zicem, Corect. există și drumuri private sau ce de E genul și ăsta. distinția aia de plătitorii de taxe Și și consumatorii de taxe. consumatorii de taxe. Și uite aici, asfaltangii, ce fac? Fac servicii, dar din ce bani? Păi din taxe. Sunt consumatori. Și de ce facem distinția asta? Din cauza că schimburile nu sunt voluntare. De ce e rău? Eu am zis că e rău, statul. De ce e? Aruncăm așa acuzații fără Da. neîndemnate. Este cel mai mare agresor asupra dreptului de proprietate al oamenilor. Oamenii de obicei zic că statul e o colecție de lucruri, da? De servicii, de. Și eu vreau să fac o mică enumerare despre ce nu este statul. Sunt mulți oameni care zic că statul suntem noi. Da? Statul nu este poporul unei zone. Este statul stăpân legitim al unor teritorii? Eu zic că nu e stăpân. Da? Dacă pui lucrurile așa simplu. Mai libertarian spus, este cumva statul o asociație de proprietari voluntară? Nu prea este. Este el cu adevărat apărător al indivizilor, pentru că, după cum punem noi problema, individul contează. Da? Restul, societățile sunt ceva ce observăm că s-au întâmplat. Da? E o societate de pompieri. Sau o societate de oameni iubitori de libertate. Aia e o societate, ceva ce s-a produs din relațiile între oameni. Dacă aia se ceartă între ei, aia nu mai e o societate. E o colecție de indivizi care nu se înțeleg între ei. Nu poți să îi pui pe toți împreună și să zici societate. Da? E ca o relație. Între doi oameni există o relație sau nu există o relație? Pe observi. Da? Și societatea la fel. Cu critica lui Hobbes, care mi-a plăcut la Hobbes, era ce zice Hobbes? Ălora le e frică în starea de natură, se tot agresează. Se asociază, știi, ca de frică, știi, e frică. Doamne ajută dacă Și se Hobbes zice, asociază. domnule, lumea nu se asociază niciodată de frică. Lumea se asociază, au niște interese comune, hai să zicem, poate și apărare, dar se poate asocia chiar și din dragoste, știi, deci au niște valori comune, știi, nu te asociezi așa ca, Ba chiar înțelegi? din. Sau exclusiv pe frică. Nu Exact. te poți asocia doar din frică. Punctual. Poți, să zicem că poți. Domne, uite, ai focul, ai amenințarea externă gravă, ne împrietenim și după aia rămânem legați pe viață. Foarte interesant. De Dar unde? nu e doar asta. Nu e doar asta. Corect? Da, pentru Hobbes e doar asta. Că ea Da. se omorau, erau în război al tuturor. Asta îmi pare ridicol în scenariile astea hobbesiene. Ai niște bestii, sar la gâtul celorlalți și după aia fac, semnează tacticos, deci scrie în baza de date. Nu. Da. Scenariul e inconsistent, adică cu materialul la uman, că n-ai ce să... Ori intuiția lui Hoppe mi se pare bună, știi, că oamenii totuși au ceva, dincolo de frică, au ceva, niște chestii pozitive pentru care se asociază, știi? Împărtășesc niște valori, știi? Dar ce este statul?
ca organizație într-o societate dezorganizată. De indivizi. Da, de indivizi, da. Care au aceleași probleme ca ceilalți indivizi, au interese. Au monopolul cu ieciții, să zicem, sau al violenței legitime, ca pe interior, da. Monopolul legitime din punctul lor de vedere. Din punctul lor de vedere. Așa? Deci monopolul cu ieciții legitime, să zicem. De ce e monopol? De ce mă? Păi, uite, dacă noi vrem să facem un tribunal, să dăm pedepse, să nu știu ce, să sentințe, nu avem voie. Vreau să revin puțin și la chestia aia de Alexandru cu identificarea între stat și societate. Rodda zice, păi dacă așa ar fi, înseamnă că Holocaustul a fost sinucid. Corect. Deci chiar spune scrim, chestia asta. N-a fost scrim. E poate cel mai spicy citat deci, dacă toate porcările pe care le face statul și crime și... La fel, crimele comunismului. Au fost sinucid. De ce? Pentru că toți suntem stat. Ideea asta că societatea este statul apare la Aristotel. De ce nu face distinția între societate și stat? Și merge, continuă și în evul mediu. Azi se face această distinție. Deci dacă ei toate ideologiile, toate o fac, inclusiv naziști. Deci fac distinția. Pentru mine e o cucerire că se face distinția. Se pune problema ce e statul. Da, statul este legitimizarea inițierii forței. De fapt. Mm-hmm. Da, statul este singurul care teoretic are voie legitim să inițieze forța ca să te forțeze să facă ceva. Este legitimizarea forțării. În pe lumea asta sunt trei foarte mari disparități, da? Foarte mari diferențe de forțe care se află în contrapunere. Prima este între om și Dumnezeu. A doua este între om și stat. Și a treia este între copil și părinte. Nu știm oare în ce măsură faptul că părinții îi învață pe copii despre legitimitatea forței în privința lor, să-i facă mai greu pe copiii odată adulți să se dezvețe poate despre legitimitatea forței. Poate pentru că chestie, statul fiind o chestie necivilizată, o chestie primitivă, poate fi ceva de genul. Și mai ales că multă lume, în general pe stânga, ajunge să privească statul mai apoi ca pe un părinte. Chiar dacă ei sunt supărați în majoritatea lor de moarte pe propriilor părinți. Privesc statul ca pe un tătuc care să aibă grijă de ei, să le dea de mâncare, de hrană, bani de buzunar și așa mai departe. Da. Și atunci, pentru că au fost crescuți într-un mediu care justifică forța, pentru că justifică coerciția, e natural. În felul ăsta, poate să vadă natural. În timp ce dacă admiți că nu trebuie să-ți bați copiii, de exemplu, nu ți-a mai pare atât de natural. Să vină un polițist.